Comitetul Internațional Olimpic. Am plăcerea și onoarea de a vă prezenta oficialii care sunt astăzi prezenți aici. Premierul României, Marcel Ciolacu, membru CIO pentru România, Octavian Morariu, președintele Agenției Naționale pentru Sport, doamna Elisabeta Lipă, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Și nu în ultimul rând, Ana Maria Barbosu. Conform deciziei TAS, câștigătoarea medaliei olimpice de bronz la sol a fost declarată gimnasta Ana Maria Barbosu. Medalia îi va fi acordată de către Octavian Morariu, membru CIO pentru România. Mascota și afișul oficial al Jocurilor Olimpice îi vor fi înmânate de către Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Fac precizarea că această medalie nu este fizic aceeași cu a gimnastei Jordan Childs din Statele Unite. Comitetul de organizare, cu acordul Comitetului Internațional Olimpic, a predat Comitetului Olimpic și Sportiv Român altă medalie olimpică de bronz, luni la Paris. Prima declarație a zilei aparține domnului Octavian Morariu, membru CIO pentru România. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor. Nu vreau să fiu foarte laborios în ce urmează să spun. Astăzi nu s-a întâmplat decât un singur lucru. S-a făcut dreptate în acordarea medaliilor. După cum știți, a fost o luptă, să zic așa, contra cronometru, pentru că procedurile sunt foarte stricte. Și contestația trebuia depusă în 24 de ore de la acordarea medaliei către gimnasta americană și mai ales trebuia judecat pe perioada Olimpiadei. Pentru Olimpiadă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a constituit o unitate ad hoc la Paris pentru ca aceste litigii să poată fi soluționate în cel mai scurt timp în interesul, bineînțeles, al sportivilor. Prin mandatul care mi-a fost conferit, am putut să acord astăzi Anei Maria această medalie. Mă bucur din suflet pentru ea, mă bucur din suflet pentru gimnastica românească. Sunt 12 ani, dacă nu mă înșel, de la ultima medalie a României la gimnastică, la Londra, prin Sanda Izvașa. Este un semnal foarte bun pe care gimnastica românească îl dă nouă și lumii gimnastici în general. Gimnastica românească a revenit la locul care se cuvine și îmi doresc ca pe viitor să vedem cât mai multe medalii acordate fetelor noastre. Bravo, Ana Maria! Ne-ai făcut o mare, mare bucurie! Și îți dorim cu toții din suflet mult succes în continuare și o medalie și mai strălucitoare la Los Angeles. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc! Sunt ani de zile de muncă pentru această medalie. Îi ofer microfonul acum Anei Maria Barbosu. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc că ați venit astăzi la această ceremonie de decernare a medaliei. E un moment emoționant pentru mine. Auzindu-i pe campionii noștri de la Olimpiadă spunând că medalia este foarte grea, nu am realizat cât de grea este totuși. Le mulțumesc tuturor cărora au adăugat câte un pic de bronz la această medalie, pentru că rezultatul acesta a venit în urma a multor ani de muncă în sala de gimnastică și le mulțumesc antrenorilor, fără de care nu aș fi reușit, de la primii antrenori cu care am lucrat în sala de gimnastică, până la antrenorii care m-au adus la Olimpiadă anul acesta și le mulțumesc tuturor. Rezolvarea cazului sau această situație a fost posibilă datorită Federației și Casei de Avocatură, care
nu a renunțat la noi sportivele și s-a luptat pentru toate și au dorit să existe 3 medalii de bronz. Eu le mulțumesc pentru că au luptat pentru noi și luptă în continuare. Mă bucur foarte mult că sunt în posesia acestei medalii și sper să continui să reprezint România la cel mai înalt nivel și să aduc cât mai multe medalii. Vă mulțumesc! Și un moment aici, Ana. Premierul României, Marcel Ciolacu, dorește să-i acorde Anei un buchet de flori. Există și un cadou din partea Federației Române de Gimnastică pentru premierul României. Vă mulțumesc! Acesta a fost ceremonialul care a urmat întru totul protocolul olimpic. Vă mulțumim că ați venit!